Hai, Sinti. Ce faci? Ai rămas? Hai, dă-i drumul. Ia uite-mă. Salutare și bine ați venit. Ce faceți? Astăzi ne plimbăm cu calul. Da? Sinti se plimbă cu calul. Ia să vedem noi dacă am învățat bine. Și ce ziceți? Să lăsăm copiii să călărească? E un lucru bun sau nu? Dacă au un spațiu cum e ăsta aici, unde poți să călării încet, în voie, nestingheriți și așa făcând o plimbare foarte înceată, eu cred că e un lucru bun. Hai să vedem. Sinti, spun. Winnie? Așa, Winnie este foarte, foarte, foarte cu minte. Foarte bun. Și foarte bun. Bravo, Winnie. Și facem o plimbare. Vedeți ce frumos? Bravo, Sinti. Bravo, Sinti! Ia uite-mă ce știe Sinti să meargă. Așa, Sinti, bravo. Ai învățat, nu? Da, foarte mult. Sinti, esta es la segunda vez que voy sola. Una vez me dejó. Hai, Sinti! Ce faci? Ai rămas? Hai, dă-i drumul! Ia uite-mă! Taci. Sinti, uite-te în față! Fii atentă la drum! Fiți atenți aici. Deci, vreau să aflu părerea voastră. E bine să lăsăm un copil să călărească? Pentru că e destul de periculos. E un sport foarte periculos în cazul în care cazi. Și e foarte bun. Adică copiilor le place să crească alături de cai, să fie... Nu? E frumos, nu? Îți place? E cel mai frumos sport? Da. Care e cel mai frumos sport? Asta. Asta e cel mai frumos sport, da? Că făceam 10 ture pe aici. L-ar fi făcut 10 ture pe aici prin... În această minunată grădină, e un hipodrom. Dar avem 3 ture. Avem 3 ture mari și frumoase care putem să le facem încet, încet, încet. Hai, nu o lua la trap, că trebuie să mergem încet. Bravo. Liniște. Bravo. Alex, nu faci hai, că bravo. Știu. Hai, mergem încoace, încet. Hai că o lasă la trap. Dacă asta vrea, mai aveam pic și o fugea cu tine. Nu putem. Așa că vreau să aflu părerea voastră, vreau să-mi spuneți dacă e bine ca un copil să crească alături de un cal, să călărească. Ăsta cred să-i las tot mereu astea foarte large. Da. Ei, uitați aici ce drăguțe, ce frumușele, cam golașele. Sinti mă întreabă dacă au făcut o una stă la clocit. E una acolo care stă în colț. În colț acolo. Da, nu am cum să ajung să văd de aici. Super drăguțe. Uite-mă și pe astea.